La 7 martie, Republica Moldova a înregistrat primul caz de COVID-19. Pe parcurs al 31 de zile, 257 de lucrători medicali s-au infectat, iar 3 au decedat. În total, avem 24 de decese și 1056 de cazuri de infectare. Din 11 martie, omenirea a înțeles că se confruntă cu o amenințare globală, un inamic invizibil împotriva căruia continuăm să luptăm. Organizația Mondială a Sănătății a declarat pe 11 martie pandemie de coronavirus. Amenințarea de COVID-19 a devenit de importanță globală. Ce e o pandemie? O pandemie este o epidemie care se răspândește dincolo de granițele unei țări sau ale unui continent. Atenție, aceasta înseamnă mai ales că menținerea sub control a unei maladii depinde de cooperarea sistemelor de sănătate și nu numai la nivel global. Decretarea stării de pandemie nu înseamnă neapărat că maladia respectivă este deosebit de periculoasă sau mortală, însă poate însemna și acest lucru. Deși așteptăm un vârf de epidemie în aproximativ 2-3 săptămâni, unele spitale s-au transformat deja în focare de infectare. Spitalul Raional Glodeni este unul din focarele și locul unde s-au îmbolnăvit până în prezent 42 de bolnavi.